se bucure deocamdată, pentru că Dinamo este o echipă capabilă să întoarcă. Pasa lui Nistor este extraordinară pentru Matulevicius, este pericol. Matulevicius se duce spre poarta lui Naumovski. Nistor pleașcă, gol! Panduri! Cât de inspirat a fost Edi Ordănescu. Marian Pleașcă abia intrat pe teren, marchează pentru 2-0 și Pandurii sunt în acest moment cu un picior și jumătate în finala Cupei Ligii Adeplast. 2-0 pentru Pandurii, un contraatac perfect al echipei lui Edi Ordănescu. Totul a plecat de la acea pasă luminoasă a lui Nistor, apoi Matulevicius a fost altruist, i-a pasat lui Nistor și acesta mai departe l-a văzut pe Marian Pleașcă liber, singurel. Pleașcă îl execută cu sânge rece pe Kiko Naumovski. Nu este offside încă o dată, faza care a dus la marcarea golului de 2-0. Matulevicius așteaptă, Nistor mult, clar viziune, foarte foarte inteligent Nistor la această fază, avea și el poziția de finalizare, iată, cere mingea, îl vede pe Marian Pleașcă și acesta trimite sub bară. 2-0 Pandurii, la general echipa lui Edi Ordănescu are în acest moment un avantaj confortabil, 4-1 și finala cu